Bine, dăm start evenimentului nostru, toată lumea este. Bine, stimată doamnă prim-ministru Natalia Gavriliță, stimate domnule ministru Sergiu Gaibu, domnule rector Alexandru Stratan, stimați invitați, avem o deosebită plăcere să vă avem astăzi aici, alături de noi, la evenimentul de lansare a programului Start pentru tineri. Este un program destul de așteptat, drept dovadă este numărul mare de tineri care au depus proiecte investiționale în perioada primăverii la noi, la ODIM, pentru a primi finanțare. Tinerii din țara noastră dovedesc perseverență, ambiție și interes. Evenimentul de astăzi este unul mai deosebit. Aici în sală avem 51 de tineri care astăzi urmează să semneze contractele de finanțare. Este vorba de 51 de tineri, proiectele cărora au fost aprobate spre finanțare săptămâna trecută, și dintre cei 165 care au depus în perioada primăverii. De asemenea, în mediul virtual avem alte peste 300 de tineri care au finalizat sesiunile de instruire care au avut loc săptămânile trecute și care au deja posibilitatea, începând de astăzi, să aplice la programul Start pentru tineri. La nivel european, anul 2022 a fost declarat anul tineretului. Scopul este să scoată în evidență rolul important pe care îl joacă tinerii în construirea unui viitor mai bun, mai verde, mai inclusiv și mai digital. În acest context, guvernul în acest an vine cu o serie de programe noi pentru tineri, inclusiv un program de abilitare economică pe care îl lansăm astăzi. Pe această cale, am onoarea să o invit cu un cuvânt de salut și cu un cuvânt de motivație pentru cei care se vor lansa în lumea afacerilor, pe doamna Natalia Gavriliță, prim-ministru Republicii Moldova. Acum ar trebui să se audă. Bună ziua tuturor, mă bucur foarte mult să fiu aici și să văd atâția tineri activi care au avut curajul, determinarea să se lanseze în afaceri și acum vor beneficia de asistența Organizației de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici Mijlocii, care în scurt timp va fi reorganizată în Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Într-adevăr, anul acesta sărbătorim anul tinerilor, ne aliniem la practicile internaționale, dar noi, într-adevăr, credem că tinerii sunt viitorul Moldovei și trebuie să le creăm oportunități aici acasă. De aceea avem mai multe programe de susținere a tinerilor. Pot să spun despre granturile pentru organizațiile de tineret, celebrarea capitalei tineretului, avem programe în comun cu partenerii de dezvoltare pentru participarea civică a tinerilor. De asemenea, anul acesta am venit cu o inițiativă nouă, vouchere culturale, deci vom aloca aproximativ 10 milioane de lei pentru vouchere culturale, astfel ca tinerii să aibă resurse, să participe la festivaluri, să poată merge la muzee și să poată participa la evenimente culturale cu suportul statului și desigur că ne gândim la cum ar putea tinerii să-și găsească un rost aici acasă și susținem abilitarea economică a tinerilor, susținem crearea noilor afaceri, susținem integrarea tinerilor în circuitul economic. Și programul Start pentru tineri este unul din aceste programe. El a fost revitalizat pe 1 iunie 2021 și presupune granturi până la 200.000 de lei pentru tineri care se lansează în afaceri și o linie de creditare cu o parte nerambursabilă de 15%. Și noi am crescut bugetul pentru Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului, pentru că încă lucrăm la dezvoltarea unei piețe de capital în Moldova și această asistență din partea statului, atât pentru investiții, cât și pentru subvenționarea dobânzilor, pentru susținerea investițiilor în securitate alimentară sau eficiență energetică sau digitalizare sau
diversificare a piețelor de desfacere. Deci toată această asistență este foarte importantă pentru supraviețuirea și dezvoltarea afacerilor. Îmi pare bine că avem și acest component de grant și acest component de credit, pentru că o afacere trebuie să fie susținută inițial, dar ea trebuie să fie una sustenabilă, care să aducă venituri, care să poată crește, să poată crea locuri de muncă, și aceasta nu poate fi făcut la nesfârșit cu o asistență nerambursabilă. Să știți că anumite afaceri vor ieșua, dar aceasta este un lucru normal. Nu știu câți dintre voi a citit cartea Startup Nation despre startup-urile din Israel, dar în toată lumea întreprinderile mici se creează, experimentează, învață, uneori eșuează și antreprenorii încep din nou și din nou până găsesc formula perfectă pentru creșterea afacerii. Și anume, în acest proces de experimentare și învățare vrea să participe și guvernul prin asistența sa, anume de aceea am integrat în toate programele organizației și mentorat și partea de consultanță, pentru că foarte des antreprenorii, trecând de la un nivel la altul de dezvoltare a afacerilor, au nevoie și de susținerea unei comunități, de sfatul unor antreprenori sau de anumite conexiuni pe care ODIHM le poate facilita. Eu vă doresc foarte mult succes, contăm pe dumneavoastră, sperăm foarte mult ca acest ajutor care vine din partea statului să fie de bun augur pentru afacerile dumneavoastră și la mai mult și la mai mare, pentru ca să avem locuri de muncă și pentru ca tinerii să-și poată crea o viață împlinită aici, în Moldova. Mult succes! Stimată doamnă prim-ministru, 45% din beneficiarii programelor ODIHM sunt tineri. Practic, Ministerul Economiei, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, pune la dispoziția tinerilor o paletă întreagă de instrumente, care începe cu instrumente ce țin de instruire, informare și consultare, ulterior programe de granturi de până la 2 milioane de lei, de asemenea credit cu porțiune de grant, ceea ce vom lansa astăzi, și chiar și garanții la credite în cazul în care nu este suficient gaj. Dar mai mult despre politicile Ministerului Economiei pe dimensiunea tineret, dar și dezvoltarea economică în ansamblu, am onoarea să-i dau cuvântul domnului Sergiu Gaibu, Ministrul Economiei. Mulțumesc, Dumitru, doamna prim-ministru, domnul rector, stimați participanți și în special cei care au câștigat acest concurs și vor putea iniția o afacere, felicitări foarte mari și noi chiar avem o speranță foarte mare pentru tineri. Cu lansarea acestui program vrem să susținem pe deplin tinerii. Tinerii sunt cei mai curajoși. Vrem ca acest curaj să fie valorificat cu un potențial cât mai mare și cu valoare adăugată pentru ei și pentru societate. Acest program, de fapt, este și unul oarecum inovator, fiindcă noi acum testăm un produs nou, este vorba de creditare cu dobândă fixă de 6%, este una foarte favorabilă în condițiile actuale. Noi vrem să dezvoltăm în continuare și un fond de dezvoltare care să asigure astfel de credite, astfel de instrumente financiare pentru toți agenții economici. Vrem să protejăm acei agenți economici care investesc în viitorul acestei țări de eventuale riscuri, așa cum sunt, spre exemplu, acum și sunt generate de situația dificilă și fluctuațiile a ratelor dobânzilor în sistemul bancar național. Tocmai de aceea, prin acest program, noi vom susține și vom absolvi de aceste riscuri tineri antreprenori, ca să aibă o rată de succes cât mai înaltă. Dar, de asemenea, vreau să spun că după acest program pot accesa și multe alte programe foarte interesante. Eu, când am mers în teritoriu și am văzut beneficiarii ODIHM, sunt antreprenori tineri, talentați, competenți,
pot face și ei mentorat de antreprenori și au accesat deja și alte programe, cum ar fi ecologizarea, cum ar fi digitalizarea. Noi pregătim pentru viitor și retehnologizarea pe care vom îndemna pe toți să beneficieze de acest program, astfel încât să ajutăm antreprenorii noștri la fiecare etapă, de la start, inclusiv pentru tineri, și până la dezvoltarea business-ului pe toate filierele, până la export în afara țării. Tocmai de aceea guvernul a venit și cu o suplinire a bugetului organizației, de la 140 de milioane de lei la 340 de milioane, dar iată, acum accesăm și acest credit de încă 120 de milioane, care va fi pus în condiții favorabile pentru tinerii noștri. Eu sper de asemenea ca Academia de Studii Economice să devină un focar de tineri antreprenori și viitori beneficiari a Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, să beneficieze de aceste programe și să genereze cât mai multă valoare adăugată, inovație, noi locuri de muncă și un succes pentru țara noastră. Eu vă mulțumesc și un succes mare în continuare. Domnule Gaibu, suportul acordat de organizația noastră către antreprenori a crescut semnificativ în acest an, dar trebuie să menționăm că noi am revizuit mult și condițiile în care noi acordăm acest suport. Încercăm să țintim suportul sub formă de grant către companiile care cu adevărat au nevoie. De aceea, chiar în săptămâna trecută, am inclus prevederi ce țin de concentrările economice, grupările economice, ca acestea să poată fi evaluate dintr-o perspectivă diferită decât antreprenori care au o singură afacere, încearcă și riscă mai mult decât riscă ceilalți. ASEM este principala instituție universitară din țară care pregătește specialiști în domeniul afacerilor. Mulți tineri antreprenori își formează principale abilități economice, anume la facultate. Fie că vorbim de concepte ce țin de antreprenoriat, sistem fiscal, sistem financiar, previziune, vânzări. Noi vedem ASEM drept un partener în implementarea programelor noastre, mai ales ținând cont că avem planuri mari de reformare a mecanismului de instruire. De asemenea, mizăm pe mediul academic să pregătească tineri antreprenori beneficiari ai programelor noastre. Nu în zadar am ales drept locație, anume ASEM, punct de lansare a programului Start pentru tineri, și pe această cale, domnule rector, vă mulțumim că ne-ați primit și vă invităm cu un cuvânt de salut și de asemenea de motivație și de încurajare pentru tinerii antreprenori care astăzi vor semna contracte și de mâine pot să-și realizeze visele. Excelență, doamnă prim-ministru Republicii Moldova, Natalia Gavriliță, domnule ministru economiei Sergiu Gaibu, domnule director general, stimați tineri antreprenori, cei care își încearcă puterile, cei care deja au avut succese și cei care merg pe acest program, eu vă zic bine ați venit în Academia de Studii Economice, cel mai prestigios lăcaș al învățământului economic superior din țara noastră. Am să susțin demersul doamnei prim-ministru prin faptul că antreprenoriatul sau dezvoltarea antreprenoriatului într-adevăr asigură o bunăstare cetățenilor, asigură locuri de muncă, un nivel de trai mai înalt în tot procesul vieții sociale economice dintr-o țară. Și mă bucur foarte mult că ODIM susține prin instrumentele sale, prin programele sale, tineretul. Și de ce spun acest lucru? Pentru că, de fapt, noi ne dăm cu toții foarte bine seama și vedem cât de vulnerabili suntem la diverse șocuri, interne și externe. Noi vedem foarte bine cum se perindează crizele și ne dăm foarte bine seama că, de fapt, resursa care ne va salva este resursa umană, iar componenta de bază este tineretul. Tineretul este progresul, este motorul economic, inclusiv în țara noastră, și el trebuie susținut. De aceea, atunci când vorbim de politicile care trebuie să fie orientate spre ameliorarea, spre îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii sau a antreprenoratului în general, ne axăm pe trei dimensiuni. Acest lucru a fost menționat, eu vreau să mă repet încă o dată și mă bucur că decidenții politici înțeleg acest lucru. Educația antreprenorială, un cadru de reglementare frumos, clar și deci simplu, și trei, niște programe, niște instrumente de sprijin. Pentru că noi ne dăm foarte bine seama că poate ar fi mai bine să asigurăm doar un mediu de activitate, un mediu antreprenorial sau un mediu de atragere a investițiilor cât mai
eficace, cât mai propice, cât mai bun, în sensul în care nu avea nevoie să cheltuim poate niște resurse financiare. Dar nu, pentru cazul nostru și mai ales pentru tineri, este foarte bine că se înțelege că succesul acestora trebuie susținut, inclusiv și prin măsuri financiare, prin măsuri creditare. De ce nu să acordăm și a doua șansă în cazul unor eșecuri și așa mai departe. Și atunci când vorbim despre educația antreprenorială, desigur că sunteți bineveniți în Academia de Studii Economice. Pentru că aici avem, și noi pregătim de fapt, noi le oferim niște platforme, niște punți, niște trambuline deja de salturi în programele următoare. Avem dezvoltat o infrastructură, astăzi bine ați venit în Fintech Hub, avem Smart Cafe, avem Smart Lab, avem incubatoarele de afaceri pentru studenți, unde deja îi pregătim, avem incubatoarul IT for Business, unde deja îi pregătim și în afacerile digitalizate. De aceea ne depunem tot spectrul de eforturi și servicii, dacă doriți, ca tineretul să fie mai ușor, următor să asimileze și să aibă cât mai mare rată de succes în afacerile pe care le implementează deja cu programele ODIM-ului. Vorbeam de resursa umană, da? Resursa umană este principala bogăție a țării noastre. Mai avem pământ. Pământul, dacă nu lucrăm bine, oricum nu avem exod de pământ, da? Dar exod de creier, exod de resursă umană, din păcate, dacă nu vom susține, vom avea și în continuare și practica arată că pierdem creierii buni. De aceea mă bucur foarte mult că guvernul împreună cu mediul academic încearcă în măsura în care ne confruntăm cu diverse constrângeri, și nu numai financiare, dar și instituționale, conjunctură regională și mai departe prin tot ceea ce trece țara noastră, găsește resurse, găsește timp să vadă ce se poate neîmbunătățit, ca să ușurăm viața acestui tineret, să rămână aici la casă, să genereze aici locuri de muncă. Noi invităm, suntem acum și în perioada de înmânare a diplomelor și aducem exemple antreprenorilor, mai bine zis studenților, viitorilor antreprenori, prin exemple concrete ale absolvenților ASEM care au reușit aici în Republica Moldova să ajungă manageri foarte eficienți, companii foarte mari care au și o contribuție mare și în bugetul țării și au și o contribuție mare în dezvoltarea și menținerea cetățenilor, oferind locuri de muncă aici, acasă, în Republica Moldova. De aceea, orice investiție, stimați decidenți, pe cale lungă, ea este foarte eficientă în tineret și în educație și în cercetare, pentru că chiar dacă nu obținem beneficiile imediat, dar pe cale lungă, pe termen lung, noi considerăm că sunt cele mai bune investiții, pentru că ele ne vor asigura cumva o recuperare echitabilă din punct de vedere economic și social. Eu vă mulțumesc din partea comunității ASEM pentru organizarea acestui eveniment, vă rog pe toți să fiți sigur că vom oferi toată infrastructura de care aveți nevoie, vom oferi toate studiile de calitate de care aveți nevoie. Apelați la noi și veți primi suportul necesar. Vă doresc succes! Domeniul afacerilor cere aptitudini de management și leadership deosebite. Ori dumneavoastră, domnule rector, ați ghidat în acest domeniu mai multe generații de tineri, între care sunt și eu. Și pe această cale țin să vă mulțumesc și să vă doresc mult putere în continuare. Conform agendei, aș vrea să trecem rapid într-o mică incursiune a prevederilor noului program Start pentru tineri, pentru a le menționa tinerilor care astăzi semnează contracte și pentru a le menționa tinerilor care sunt gata să aplice la program. Deci programul Start pentru tineri a fost adoptat pe data de 1 iunie prin hotărâre de guvern numărul 348, cu obiectivul general care constă în promovarea antreprenoriatului în rândul generației tinerei pentru a sprijini abilitarea socioeconomică a acestora. Evident, obiectivele specifice sunt mai multe și țin atât de formare de capacități antreprenoriale, cât și de abilitare economică prin lansarea de afaceri, dar și dezvoltarea afacerilor în perioade următoare. Etapele de implementare sunt aproximativ aceleași ca și în restul programelor. ODIM începe cu etapa de informare, instruire și consultanță antreprenorială. Apropo, la prima componentă am făcut mai multe ajustări să facem cât mai flexibil programul. Sunt recunoscute certificatele de instruire obținute și în cadrul altor programe ODIM. De asemenea, durata de valabilitate a certificatelor de instruire am extins-o până la 3 ani.
În ceea ce privește componenta 2, suportul financiar nerambursabil sub formă de grant, am crescut acest suport până la nivelul de 200.000 de lei. Da, ați putea spune că nu este un suport mare, dar venim cu a treia componentă de credit cu porțiune de grant, unde valoarea creditului este de până la 1,5 milioane de lei, iar grantul cu o proporție de 15%. Apropo, trebuie să menționez că creditul acordat în cadrul componentei 3 este cel mai facil și accesibil instrument financiar care la moment există în sistemul nostru financiar. Este vorba de dobândă la credit de doar 6% în lei, dobândă anuală efectivă. În ceea ce privește componenta de grant, trebuie să menționez că tinerii, după cum am mai spus, sunt eligibili și la alte programe ale organizației noastre, deci 200.000 de lei este direcționat pentru lansarea afacerii. Ulterior, pentru rezolvarea anumitor probleme sau pentru creștere de capacități, punem la dispoziție programele de ecologizare, digitalizare, internaționalizare în cazul în care vreți să ieșiți pe piețe externe, ajungeți deja la un nivel avansat, precum și alte programe noi care sunt în proces de definitivare. Și componenta credit cu porțiune de grant vine deja la o etapă în care ați avansat și aveți nevoie la fel de un suport. Și ultima etapă în procesul de implementare este monitorizarea realizării proiectului investițional, deci noi trebuie să ne asigurăm că aveți capacitățile necesare de a implementa programele voastre. În cadrul acestei componente noi venim și cu mentorat, cu ghidare, răspunsuri la anumite întrebări, avem o anumită flexibilitate în ceea ce privește contractul, putem să-l mai ajustăm în anumite situații, termene și așa mai departe. Dar la urmă trebuie să ne asigurăm că banul public și-a atins scopul și are o eficiență cât mai mare, respectiv peste 2 ani vom veni să vedem cum, la ce situație a ajuns afacerea. Ce finanțează programul? Este o întrebare pe care o auzim foarte des atunci când tinerii și ceilalți beneficiari apelează la ODIM. În cadrul programului dat sunt eligibile 100% din componenta de grant imobilizările corporale. Aici este vorba de instalații de lucru, utilaje, echipamente, deci mijloace fixe care susțin baza activității antreprenoriale. Imobilizările necorporale sunt eligibile în proporție de 30% din valoarea grantului și aici ne referim la obținerea de standarde, certificate de calitate, francize, aplicații software și alte cheltuieli care susțin dezvoltarea afacerii. Consultanța. Mulți din tineri apelează la consultanți în afaceri. De aceea noi am decis ca să acoperim o parte din aceste cheltuieli cu o proporție de 10% din valoarea grantului. Deci aici pot fi contractate servicii de consultanță specifice domeniului de activitate pentru a vă ajuta să treceți peste anumite bariere pe care le aveți. Și deoarece nu putem începe o activitate fără a avea materie primă, aici, în cadrul acestui program, venim cu o anumită flexibilitate și 10% din grant, 10% din proiectul investițional, practic, și contribuția proprie, poate fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor cu materia primă, destinată desfășurării afacerii. Criteriile de eligibilitate. Un alt capitol foarte important. Deoarece este un program destinat tinerilor, beneficiarii sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, cetățeni ai Republicii Moldova. Pentru a aplica la componenta de finanțare, este nevoie de a deține un certificat de instruire. Noi în viitor vom revizui acest mecanism de formare antreprenorială, pentru că, iată, vedem absolvenții ASEM-ului care au diplome în domeniul afacerilor și considerăm că nu ar mai fi nevoie de o diplomă suplimentară de la ODIM. Dar aceasta vom face în perioada următoare. Deci certificatul de instruire este obligatoriu. Și a treilea criteriu de eligibilitate este înființarea unei companii. Apropo, aici am venit cu o schimbare radicală de viziune, să spunem așa. În toate programele noastre de start-up, de demarare în afaceri,
am prevăzut posibilitatea de a aplica ca persoană fizică. Și doar în momentul în care proiectul dumneavoastră investițional este acceptat spre finanțare, aveți la dispoziție o lună de zile pentru a înregistra compania și a începe implementarea proiectului investițional. Pentru că avem situația în care multe companii au fost înregistrate, nu au obținut finanțare și rămân o problemă pentru antreprenori pentru a le lichida. O nouă facilitate de finanțare, componenta poate cea mai importantă cu care venim noi în cadrul acestui program, am menționat, este vorba de credit cu porțiune de grant. Propunem un pachet financiar de până la 1.760.000 de lei, dintre care 85%, deci până la 1.500.000 de lei, este credit acordat din resursele Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, OGPAE, prin intermediul instituțiilor financiare partenere. Este vorba de bănci, dar și câteva companii de microfinanțare. Și cealaltă componentă a pachetului financiar este porțiunea de grant, 15%, până la 250.000 de lei. Trebuie să menționat că noi am avut deja dialog cu instituțiile financiare, urmează imediat să semnăm contracte cu acestea și să lansăm produsul respectiv. Practic, toate instituțiile financiare care la moment au o relație cu OGPAE s-au arătat interesate de a susține implementarea acestei componente din programul START pentru tineri. Cam astea au fost, așa, pe scurt, prevederile programului care a fost aprobat pe data de 1 iunie. Mai multe detalii le veți putea afla de pe site-ul ODIM, unde este o prezentare detaliată a programului, unde este și un ghid de aplicare pentru potențialii beneficiari, care descrie expres etapele care trebuie parcurse pentru a fi parte a programului. De asemenea, în cadrul ODIM avem un centru de consultanță care în orice moment poate să răspundă la întrebările voastre, fie în format la telefon, fie în format fizic la sediul ODIM sau pe e-mail, rețelele sociale și așa mai departe. În continuare, ținând cont că, după cum spuneam, avem aici multe persoane care își vor începe implementarea proiectului investițional, noi am pregătit o sesiune care să vă motiveze. O sesiune care să vă împuternicească și să vă dea încredere în perioada următoare. Și avem alături de noi trei afaceri pe care le considerăm de succes, care au fost finanțate de către ODIM. Trei afaceri implementate la fel de tineri ca și voi. Și aș vrea să invit alături de noi pe domnul Dumitru Balșicov, fondatorul și conducătorul SRL Zoo Club, Avibar. Domnule Balșicov, vă rog să ne prezentați din experiența dumneavoastră atât de interacțiune cu ODIM, dar și cu de interacțiune cu mediul de afaceri și să veniți cu sfaturi pentru cei care astăzi vor începe drumul parcurs deja de dumneavoastră. Bună ziua, mă numesc Dumitru Balșicov, sunt fondatorul primului glamping în Republica Moldova. Cred că o să fie mai ușor dacă o să fie și... Aha. Deci, ce este însuși glamping? Este un concept, în primul rând. Să fie mai ușor să înțelegeți, să-l descifrez un pic. Deci, este combinația a două cuvinte venite din engleză. Este vorba de camping și glamour. Dacă glamour, nu vă temeți, nu e așa glamour care v-ați gândit. Deci, este pur și simplu un camping cu posibilitatea de a se odihni în natură, cu un lux sau, se spune, cu confort. Deci mulți dintre noi doresc să se odihnească în natură, dar când se gândesc că avem în natură lipsa conexiunii la electricitate, lipsa apei calde, lipsa patului nostru care dublu, care dormim așa de bine noaptea, deci nimeni nu dorește să meargă într-un camping simplu. Deci aici venim cu o idee nouă, deci nouă pentru Republica Moldova. În lume deja de 20 de ani acest concept este dezvoltat, mai ales în Marea Britanie. Deci aici vedeți unele corturi, ele sunt destul de încăpătoare, mari, deci vedeți un pat dublu fix ca într-un hotel. Deci avem 16 metri pătrați, până la uneori și 30 de metri pătrați într-un cort. Deci este amplasat, apropo, destul de departe de civilizație, sau să spun infrastructura unui sat sau traseu.
Deci, vedeți, este o conexiune totală cu natura, liniștea, păsări, pentru că dacă începem construcții capitale, păsările deja nu prea vin. Deci conceptul ne oferă posibilitatea să ne relaxăm în natură, să ne odihnim, să fim mai aproape de fauna și flora pe care o avem chiar în Republica Moldova. Deci mulți cred că undeva departe de Chișinău, pentru că este natură frumoasă, nu, noi avem chiar și în suburbii, este vorba de 13 km raionul Ialoveni, satul Bardar. Deci noi lucrăm totodată cu parteneriat cu firma Zooclub sau de cineva poate ști ca prima grădină zoologică privată din Republica Moldova. De asemenea, în serviciul nostru se încadrează așa servicii rare pentru Republica Moldova, cum este plimbări cu cai, și aici noi venim cu un alt concept, cu dezvoltarea turismului ecvestru. Deci, iarăși, pentru Republica Moldova ceva nou, în lume deja de mult este. Deci, turismul ecvestru este turismul cu călare pe cal. Deci, este unul ecologic, dacă ținem cont că un pic degajă gaze naturale, dar este unul ecologic dacă se comparăm cu alte, cum sunt tururi, de exemplu, cu barca cea electrică pe, nu știu, benzină, ATV-urile, asta totul este zgomot, liniștea lipsită, natură, nu o vedem. Deci căluțul este perfect pentru a călători în liniște. Persoane care, chiar dacă nu pot călări, noi facem instructaj și ei deja pot călători chiar în prima zi cu un căluț special învățat, frumos, în natură. Deci am aplicat la Start pentru Tineri program în 2018 pentru prima apel. Nu m-am gândit nici... Chiar în prima zi când a apărut posibilitatea să îndeplinesc formularul, deja eram primul, cred că. Deci ne-a dat posibilitatea ca un start, pentru că totuși ideea este ceva nou și mai complicat, mai pentru, mă rog, avem, da, turism în Republica Moldova, nu spun că sunt pensiunile, sunt vinăriile, dar acest concept este ceva nou și analiza noastră a pieței un pic ne-a dat așa de gol că nu știm, va merge sau nu va merge. Deci aici mulțumesc Odim și Star pentru Tineri pentru că ați avut încredere în acest, spunem, concept mai rar pentru țara noastră. Și deci ne-a dat un start să procurăm echipamentul necesar, să procurăm acele corturi, să dăm deci, startul chiar și în pandemie, în COVID am nimerit. Dar asta nu ne-a încurcat, totuși să mergem mai departe. După cum știți, tinerii iubesc un pic să exagereze cu idei și am avut și unele probleme care pe urmă ar trebui să le rezolvăm. Și comanda startul pentru tineri destul de bine s-a implicat chiar la importul corturilor pentru că le-am importat tocmai din Belgia și au fost unele momente cu birocrație, cu devamarea și alte, dar nu a fost complicat, deci da, bătăi de cap permanent avem într-un business și mai ales dacă îl dăm start un tânăr, pentru că la noi în Republică cam iubesc așa să uite la tânăr de sus și cam un pic nu prea cred, n-au încredere cei mai maturi, dar totuși am realizat, acum mergem spre unele noi idei, concepte, să dezvoltăm tot mai mult conceptul din glamping în Republica Moldova, să majorăm spectrul nostru de servicii, deja avem și tragere din arc, tiroliana, pescuitul sportiv, călăria, cum am spus. Apropo, este unele restricții în glamping, pentru că conceptul nostru prevede fără mașini, adică nu puteți să ajungeți aici cu mașină. Nu. Aici noi aducem turiștii doar cu trăsură cu cai. Deci turiștii lasă la parcare amenajat special mașină, se sui în trăsură, numit faeton, el nu este ca o căruță, spunem, mai confortabil. Și deja mergem la 3-4 km distanță cu căruța, de unde oamenii nu o să mai poți fugă. Deci cred că v-am atras atenția și cred că cineva poate mai vrea în viitor să devină clientul nostru. Pentru că știu că chiar și eu, un simplu camping nu prea ne place, pentru că dormim jos, unde sunt destul de multe animale vii. Dar aici sunteți unica posibilitate să aveți și un duș cald,
zonă barbecue, totul necesar pentru a pregăti o mâncare, o gustărică, sau aducem noi și un mic dejun. Vă mulțumesc! Dumitru, exemplul tău este, spune că tinerii sunt cei care aduc inovații. Spuneai că cei în vârstă au reticență de multe ori la asemenea afaceri. Am să-i dau cuvântul și domnului Gaibu. Eu vroiam doar să pun câteva întrebări, dacă puteți să le spuneți la cei tineri, în ceea ce privește administrarea. Iată, care au fost provocările cheie cu personalul, cu administrarea și cum le-ați depășit? Da, deci, după cum știm, Republica Moldova este cel mai greu cu personalul și mai ales personalul care este, să spunem, profesional sau pregătit, adică pentru că avem aici un specific mai puțin, așa să spunem, unde în pregătirea, de exemplu, instructorii de călărie. Nu putem, deci da, avem două școli de călărie în Republica Moldova, dar să știți că sunt foarte puțini oameni care pot să treacă sau chiar să fie acreditați cu un certificat de ghid turistic în călărie. Asta în Republica Moldova, adică până când nu este, doresc să o facem, deci vecinii noștri în România, de exemplu, de mult fac, deci dacă tu nu ești acreditat sau nu ai trecut o pregătire anumită, nu poți presta servicii de ghid turistic în hipism, pentru că deci este animal viu, totuși sunt unele probleme și majoritatea oamenilor, 99% în Moldova, nu știu cum se comporte cu un căluț, cum se călărească, da, mă rog, nu vorbesc cei de la sat, dar asta e iluzie ceea ce noi vedem. Lipsa echipamentului, de asemenea, este o problemă. Nu e așa de ușor de a aduce o șa sau, de exemplu, un cort în Republica Moldova. Și aici venim cu, da, este o problemă cea mai mare, cred că, în personal. Personal pregătit, chiar dacă noi îl pregătim, uneori sunt așa probleme când persoana dată l-am pregătit și a plecat peste hotare. Deci nu spun că, da, eu înțeleg, noi nu putem să dăm și să oferim un salariu mult mai mare ca la vecinii noștri, fie în România sau Ucraina chiar, dar vă spun cum este, este ceva nou și în primul rând trebuie să fie o persoană iubitoare de ceea ce face. Și cred că asta e principala problemă cu sursa, deci brațele de muncă. Mai mult, să spun, de a deschide o afacere foarte ușor, de a gestiona e mai greu. Dar aici, acum, la moment, vă spun, chiar dacă nu sunt, da, am avut o pregătire în contabilitate sau ceva, acum în Republica Moldova, singur știm, avem foarte multe companii ce prestează servicii de contabilitate și e destul de ușor să faci un contract și ei te ajut la maxim cât pot ei. Plus, ultimii ani, noi știm că deja s-a făcut mult spre dezvoltarea, digitalizarea, da? Deci, semnătură electronică, deja nu mai am nevoie, sau aceeași ștampilă, îmblat cu un sclit de documente, putem să le transmitem prin e-mail, mă rog, acolo închis cumva. Deci, deja e mai ușor. Mai mult, vă spun, eu cred că și chiar, iarăși tineretul, sunt, da, avem persoane tinere care doresc să lucreze la noi, deja care sunt din, spunem așa, sportivi, în, de exemplu, domeniul hipismului, ei deja doresc, doar să așteptăm câțiva ani să fie mai maturi. Dar eu pe viitor cred că și această problemă a brațelor de muncă o să fie totuși rezolvată. Dumitru, pandemia COVID, da, haideți aplauze pentru Dumitru. Vreau să spun că pandemia COVID a schimbat comportamentul multora dintre noi, da, ceea ce ține de weekenduri, de perioada de relaxare, așa că noi credem că în perioada următoare cererea pentru servicii de acest gen se va consolida și îți urăm mult succes, da, în continuare. Da, vă mulțumesc. Mersi. Și apropo, Dumitru a mai menționat și despre digitalizarea serviciilor publice. Noi digitalizarea o implementăm și în cadrul ODIM. Practic, toată procedura de aplicare are loc prin intermediul online.
nu este nevoie să veniți la ODIHR, veniți doar în cazul în care vreți să veniți și aveți anumite întrebări și vreți să discutați cu noi. În rest, totul este în format online. În continuare, aș vrea să mai dau cuvântul unei tinere. Este vorba de Alina Budan, fondatoarea și conducătoarea SRL Choco Magic, care de asemenea ne va spune din experiența dumnei ei. Bună ziua tuturor! În primul rând aș vrea să felicit tinerii care au avut curajul să iau o decizie foarte importantă de a rămâne acasă și de a crea aici viitorul lor și pentru copiii lor. Eu tot sunt mămica a două fetițe și am decis să creez afacere, să rămân aici, că fiecare din noi, cred că nu există om în Republica Moldova să nu aibă rude plecate în afara țării. Eu am vrut foarte mult să fiu aici. A început toată creația mea în concediu de maternitate. Aveam timp suficient pentru a vizualiza ceva nou și în acel moment am văzut un produs nou, care este un produs natural, dar totodată cu un aspect mai festiv, un aspect deosebit, așa cum în materie de haine, nu știu, sunt tendințe noi, așa și în domeniul dulciurilor a apărut această tendință, deci, la fel am participat la primul apel, cum a spus și domnul, în 2018 am aplicat la două granturi, au fost câștigătoare ambele, dar Start pentru tineri a fost cel mai, cu suportul cel mai mare, pentru care și mulțumim, el a fost baza care ne-a permis să procurăm tot echipamentul necesar și pentru a ne lansa în continuare. Pandemia, desigur, că a schimbat cursul foarte mult, pentru că primisem deja cereri și pentru export în februarie, dar în martie ni s-a stopat activitatea, așa să spunem, am rămas doar pe intern. Vedem cum mergem în continuare, dar orice provocare, orice moment apărut, Da, este deci un sfat pentru tineri. Orice moment apărut în viață este o provocare care o să vă arate limitele și forțele de care de fapt sunteți capabili, dar nu ați știut. În așa moment a venit și trofeul care a derulat puțin mai devreme. Am luat marca anului 2021 prin concursul voting-ul din partea clienților noștri. A fost un imbold pentru a merge mai departe, pentru a trece cu bine peste toate provocările care sunt. Chiar dacă vor mai fi, le vom lua ca niște trepte pentru a ne atinge vârfurile pe care ni le-am propus. Vă urez succes tuturor. Prin afacerile voastre voi veți promova, de fapt, cultura noastră. Veți avea cineva care va avea, poate, în domeniul ecologiei, în domenii noi pentru Republica Moldova, veți deveni mici ambasadori ai țării noastre și le veți promova fie aici pe intern, fie pe extern. Vă mulțumesc mult! Alina, o afacere de succes cu rezultate de care deja vă puteți mândri. Noi, în rândul celor 51 de tineri care semnează astăzi contracte, avem afaceri din domeniul patiseriei, de aceea cred că prezentarea dumneavoastră le-a dat curaj și motivație să creadă în ceea ce fac și ei. Mult succes în continuare! Mulțumim, mulțumim! Bun, și am mai pregătit o prezentare pentru voi. Este vorba de Ion David, fondatorul și conducătorul SRL David Doliu, o altă afacere considerată de succes, finanțată de către organizația noastră. Bună ziua! Sunt Ion David, fondatorul companiei David Doliu, firma, brandul Olilioli. Producem jucării din lemn pentru copii sau alte articole pentru camera copilului. După cum vedeți, astea sunt unele dintre produsele noastre. Am să încep cu membrii echipei. Uitați așa. Stop. Așa. Deci este o afacere de familie. Eu cu studii în arhitectură, soția cu studii în design, iar Oliver cu studii în toy tester. El e practic șeful, el aprobă jucăriile, el face modificări,
Mai nou a apărut un nou membru, Robert. Cu el anticipez că o să am o problemă. El o să mă întrebe la un moment dat de ce numele meu, după cum vedeți, Oli Lioli vin de la Oliver, iar Robert o să întrebe de ce mă regăsesc undeva în denumirea sau în compania asta. Cred că o să-mi deschid altă firmă sau o să schimb denumirea. Dacă a prins sfat, nu vă puneți denumirea după rudii sau copii sau altceva. Sunt beneficiarul primei ediții Start pentru tineri. Am câștigat grantul, am cerut 170.000. Trebuia tot să cer, nu știu de ce n-am cerut mai mult. Mi-am procurat echipament. Astea sunt. M-a ajutat să-mi scad costul producției undeva la 60-70%. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre cifre sau date tehnice. Eu tot parcursul ăsta am multe hobby-uri, bine, arhitectura de bază, artă, antreprenoriat mai nou, proiectare și mai nou psihologia. Am intrat la facultatea de psihologie, am primul an l-am absolvit. Și am găsit o legătură dintre antreprenoriat și psihologie. Deci, prima ce am remarcat ca un viitor psiholog este o fobie. Agorafobie se numește. Deci persoanele cărora le este frică de spații largi și aglomerate. E inversul claustrofobiei, dacă știți. Deci, antreprenorul este frică să aibă spații mari, să ia închirii spații mari pentru că trebuie plătite mult. Dar nu e și o problemă dacă nu îi plătești, adică dacă l-are al lui spațiu. Și eu am început cu spațiu foarte mic, de 5 metri pătrați, la balconul apartamentului, după care am crescut la 20, undeva foarte ieftin spațiu la 4 etaj, cu scară, fără lift, fără apă. M-am descurcat 2 ani până am luat grantul și am crescut la 50 de metri pătrați, unde ne ghisuim acolo vreo 3 angajați. Altceva ce am remarcat, să vă spun mai spre despre periodizarea lui Vygotsky, este așa un psiholog. El a studiat, este psihologia dezvoltării, care studiază evoluția omului de la naștere până la moarte. El a făcut o periodizare în diferite crize care trece omul. Deci prima etapă este conceperea, de aici pornește totul. Este partea cea mai faină din tot, cea mai plăcută, vin ideile, cu forță împingem ideile până să trecem la următoarea etapă, de criza neonatală. Deci vine criza neonatală unde avem, dacă avem suficientă forță, ideea devine realitate, din întuneric iese la lumină, atunci devine palpabilă ideea și dacă este bună, fără malformații, crește mai departe. Dacă nu, puțini care sunt antreprenori care nu au această forță sau ideea este proastă, să zicem, și atunci nu supraviețuiește. Următoarea criză este criza de la un an. Atunci începem să mergem, copilul începe să meargă. Deci, ce ține de ani, nu neapărat să corespundă cu anii în antreprenoriat. Deci sunt anii pentru dezvoltarea copilului. Asta poate fi criza la jumătate de an pentru antreprenor. Deci criza aceasta ne dă încredere în noi, ca antreprenori, să facem primii pași, suntem siguri pe noi, dar este foarte mare riscul să cădem. Însă copilul începe să meargă, nu din prima, el cade, se ridică, iar merge și de câte ori are experiența asta, tot mai mult începe să meargă mai sigur pe el. Deci în această perioadă am văzut o statistică în care 90% din antreprenori la prima căzătură renunță la idee. Sper să fiți din acei 10%. Următoarea criză este cea de la 3 ani. Este criza mea preferată, eu sunt aici. Se numește eu singur. Numai că deci eu singur, copilul la 3 ani vrea să facă tot singur. El are conștiința de sine, se dezvoltă conștiința de sine și el crede că face tot fix ca maturii. Copilul meu, știu că la 3 ani, îmi țin minte, el a ieșit afară cu un papuș de era vară, 30 de grade, un papuș de iarnă, în fies, ieșind afară, 30 de grade și a zis că eu asta vreau, eu singur fac tot.
Numai că la antreprenoriat, criza asta se manifestă total invers. Trebuie să ne debarasăm, deci până aici facem totul singur, iar de aici trebuie deja să delegăm. Trebuie să ne dezvoltăm abilitatea de management și leadership. Eu sunt aici și sper să trec cu brio. Următoarea criză, eu le anticipez, n-am trecut prin ele. Este criza de la 7 ani, aici copilul merge la școală. Activitatea de bază a copilului este deja învățatul, nu joaca. El își descoperă noi talente și poate să-și ia mai multe responsabilități. Antreprenorul, cred că aici este momentul când se lasă de joacă și începe ceva mai serios. Își învață mai mult și aplică tot ce a învățat până acum. Criza adolescenței este trecerea de la copilărie la maturitate. Așa. El are dorința de a-și manifesta individualitatea. Cred că aici compania se gândește la un rebranding. El își revizuiește toate conceptele, calea unde merge el și își schimbă identitatea într-un fel, își sparge coșurile de pe față. Da. Următoarea criză, cea de la 17 ani, aici am să mă opresc, când devine deja adult, deci dacă trece de această criză, deja devine adult, aici antreprenorul deja intră în liga mare. Aici sunt, cred că, cu totul alte reguli. Fiscul, cred că deja te ia la, adică se uită mai atent la tine. Poți fi cât ținta unor attack rider. Cred că exporturile sunt considerabile. Concurența foarte acerbă. Însă, Odim, cred că atunci este mândru să spună că, uite, ăsta l-am crescut din mititel, îl știu. Și l-am ajutat. Aici, în momentul Odim la care am vrut să ajung, în toată povestea asta, cred că el este ca un părinte care își crește copiii. El are grijă nici să nu-i alinte, dar nici să nu-i bage într-o, cum se numește, să nu fie prea indignați, adică lăsați. Deci, ca să vă îndemn să faceți parte din familia Odim și toate aceste crize sunt necesare pentru dezvoltarea noastră și afacerii noastre. Și noi mergem paralel, de fapt, cu toate aceste crize. De fapt, mi-am asumat așa un citat, nu era meu. Afacerea crește doar împreună cu dezvoltarea antreprenorului. Atât. Mulțumesc. Ion, noi ca și organizație, iată, venim cu instrumente care să susțină trecerea cât mai ușoară peste crizele care le-ai menționat că le au antreprenorii și mulțumim pentru această analogie care ai făcut-o între antreprenoriat și viața unui copil. După cum spuneam, componenta de finanțare credit cu porțiune de grant vine anume să rezolve o criză de jumate de an sau o criză de un an după ce afacerea este pusă pe picioare, dar apar anumite alte probleme. Mulțumim mult pentru prezentarea afacerii tale, îți urăm succes în continuare. Stimați invitați, am ajuns la finalul evenimentului nostru de lansare a programului Start pentru tineri. După cum am menționat, cu cei 51 de beneficiari deja ai granturilor din partea ODIM, vom merge într-o sală alăturată, cu colegii mei vă vor conduce acolo. Nu înainte de asta o să luăm o pauză de cafea, avem alături aici și cafea, să mai stăm la discuții și ne vedem în 15-20 de minute în sala alăturată, unde vom semna contractele, vă vom explica prevederile contractuale, care sunt angajamentele voastre, care sunt ale noastre, cum dialogăm mai departe, ca totul în final să fie bine atât pentru voi cât și pentru noi. Mulțumesc mult invitațiilor de astăzi care au venit cu un cuvânt de salut și cu o motivație pentru voi și să ne auzim doar de bine. Cele bune!